Evoluția echipei CSM Slatina în meciul cu ultima clasată în Liga Florilor, CSM Deva, a semănat mult cu cea de la Râmnicu Vâlcea. A fost o primă repriză bună, iar a doua extrem de slabă. Deși slătinencele au condus la un moment dat detașat, la finalul timpului regulamentar, tabela de marcaj a indicat victoria echipei oltene, scor 27-23. Jumătate din golurile echipei CSM Slatina au fost înscrise de pivotul echipei naționale, Lorena Ostase. Schimbarea de joc și atitudine a survenit după ce Victorina Bora a trimis în teren jucătoarele tinere. Acest lucru a nemulțumit-o pe antrenoarea CSM Slatina în ciuda celor 3 puncte acumulate în urma meciului cu echipa din Deva. Nemulțumirea a fost și în tabăra echipei adverse, care își dorește să nu părăsească Liga Națională fără niciun punct. Nu cred că s-a pus vreo secundă problema cine va câștiga acest joc, din punctul meu de vedere. Nu despre asta e vorba. Eu cred că dacă nu făceam schimbări, probabil se termina undeva la 10-12 goluri diferență, dar cred că nu câștigam mare lucru. Erau tot 3 puncte, nu avea nicio importanță diferența de scor. Important era ca cele care au intrat să continue să-și facă treaba la fel de bine ca și celelalte. Un meci dificil cu o echipă experimentată în Liga Națională, au fete foarte experimentate. Din partea noastră nu prea am respectat tehnică, tactic, mai nimic din ceea ce am pregătit săptămâna asta. Încă este mult de muncă. Astea sunt jucătoarele, cu astea jucăm în continuare, nu avem ce să facem, trebuie să ne batem la fiecare joc, măcar să nu ieșim cu rușinea de a avea 0 puncte în Liga Națională. În urma acestui meci, CSM Deva continuă să ocupe ultimul loc în clasamentul Ligii Florilor, fără niciun punct obținut până în prezent, în timp ce echipa din Slatina continuă să se mențină pe locul 11, după ce a acumulat 21 de puncte. Acest loc îi asigură echipei oltene accesul la barajul pentru menținerea pe prima scenă a handbalului feminin românesc.